Pisicile sălbatice. În aceste animale sunt combinate puterea și grația, agilitatea și sângele rece, viteza și pofta nemiloasă de carne. Corpul pisicii este special adaptat pentru vânătoare. Prada lor, pe sol sau pe copaci, scapă cu greu de ghearele ascuțite. Unele pisici pot să sară foarte și foarte sus, peste înălțimea lor. Una dintre speciile de pisici care este foarte capabilă de sărituri este caracalul. În timp ce vânează, această pisică execută niște sărituri impresionante. Și în captivitate, caracalul surprinde prin capacitatea sa de a sări, mai ales în timpul hrănirii. Uitați-vă la ce înălțime omul ține bucata de carne. Oare va ajunge atât de sus? Râsul. Încă un iubitor de sărituri. Datorită picioarelor din spate foarte puternice, această pisică poate sări de asemenea foarte sus. Nu este o problemă pentru acest râs tânăr să sară peste o întindere de apă atât de largă. Leoparzii. Sunt mai mari decât cele două pisici precedente, dar când trebuie, face și el săriturile necesare. Ca să prindă o pasăre foarte atentă, trebuie să-și folosească toate puterile, dar uneori nici asta nu-i de ajuns. Iar acest leopard a fost norocos că săritura lui a adus rezultate. Liliacul mare a fost prins. Uneori, leoparzii organizează ambuscade în copaci și așteaptă până când prada lor se va apropia. Atunci, literalmente, cad peste erbivorul care nu bănuiește nimic. Leoparzii pot să se cațere foarte bine pe copaci. Atunci când trebuie să ajungă pe alt copac, fac niște sărituri fenomenale. Iar ăsta este leopardul de zăpadă, o pisică sălbatică foarte agilă. Trăiește în munți. Ca să se deplaseze rapid prin așa locuri, trebuie să fie puternică și rezistentă. Dar uneori aceste pisici pare că se întorc în copilărie și se comportă ca niște pisoiași. Se joacă una cu cealaltă și sar, iar aceste sărituri uneori impresionează cu adevărat. Tigrii, cele mai mari pisici sălbatice de pe planetă. Greutatea lor ajunge la 300 de kilograme. Necătând la asta, pot sări foarte bine. Uneori înălțimea unor astfel de sărituri ajunge la 5 metri. Prieteni, care pisică sălbatică v-a impresionat cel mai tare? Scrieți-ne în comentarii! Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!